Erau trei negri, Iac, Iac, Țidrac și Iac, Țidrac, Țidronie. Și mai erau trei negrese, Țipi, Țipi, Tripi și Țipi, Tripi, Pompone. Și s-au căsătorit, Iac cu Țipi, Iac, Țidrac cu Țipi, Tripi și Iac, Țidrac, Țidronie cu Țipi, Tripi, Pompone. Și au avut copii, Iac cu Țipi l-au avut pe Mac, Iac, Țidrac cu Țipi, Tripi l-au avut pe Mac, Țidrac și Iac, Țidrac, Țidronie cu Țipi, Tripi, Pompone l-au avut pe Mac, Țidrac, Țidronie. Într-o bună zi, Mac, Țidrac, Țidronie se duse în pădure și văzuse un mango fazon pițigulin cu trei țepe netosare de cococi fază. Uluit, Mac, Țidrac, Țidronie se duse la mama lui, Țipi, Tripi, Pompone și spuse: "Hai, mămică, să-ți arăt o ciudățenie în pădure." Ajuns la fața locului, Țipi, Tripi, Pompone își doceni fiul: "Vai, Mac, Țidrac, Țidronie, dar acesta nu este un mango fazon pițigulin cu trei țepe netosare de cococi fază, ci este un obibilobaur în stare de bibilostrogeneză, un pui de pâgârle pizza sau un gâgălător cu scobița scoasă."